ne-am reapucat de treabă, pentru că am avut o grămadă de chestii de pregătit și împreună cu Cristina, care tot timpul vine cu idei multe, multe și ingenioase, am făcut și de data asta, ne-am făcut treaba. Am fost la școala de la Tonea, sat Tonea, Comuna Modelu, și acolo ne-am așteptat 100 de copii. Ne-am bucurat ca de fiecare dată că am putut aduce speranță în inimii de copiilor, pentru că zi de zi ne confruntăm cu lipsuri ce le fură bucuria copilăriei. A fost tare frumos să vedem copiii așa de încântați și mi-am adus aminte când mergeam cu bunica la biserică și primeam împărțeală și mă uitam în pungă să văd ce primesc. Așa au fost și copiii astăzi când au primit cadourile și tot timpul au zis, da, ia uite, Teddy, ia uite, șnițel, foarte încântați au fost. Da, au fost, cred că cei mai încântați au fost de dulce, da. De măr, a fost, am adus ceva sănătos, exact, și sucurile astea i-au încântat cel mai mult. Și faptul că au primit. Da. Nu cred că au fost foarte încântați de faptul că au trebuit să se întoarcă la școală sâmbătă, doar ce au plecat vinerea, dar cred că a fost distractiv pentru ei. Da, a fost o zi foarte... ne-am încărcat cu energie. Mă bucur foarte tare că am avut-o alături de noi și pe doamna director Kiran, directorul școlii din Modelu, care ne-a sprijinit și de fiecare dată când am avut demersurile acestea, dânsa a fost alături de noi. Și doamna profesoară Baicu, pe care n-am mai văzut-o de ani de zile și m-am bucurat că am văzut-o și că e sănătoasă. Dorim să mulțumim în primul rând tuturor partenerilor implicați în această activitate, dar și tuturor ce donează zi de zi atunci când intră în locație. Campaniei noastre Stai la masă cu o faptă bună și urmează să vă surprindem în curând cu noi evenimente în care puteți dona pentru cei mici. Bravo, Mati! Cum te lasă tati la o copilă, da?